Suntem în fața main eventului acestei super seri de la Buzău, cu o sală plină în Romeo Iamandi. Ne pregătim de main event, cum spuneam. E vorba de un super fight în cruiserweight. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, îl așteptăm acum pe Adam Kosu! Își face apariția în sala la Buzău, acest colos din Polonia, Adam Kosut, 2,06 m, care polonezul care a început cu boxul drag ca favorit pe Muhammad Ali și adversarul său, nugarele publicului, Ștefan Lătescu, Golden Boy, revine pentru o nouă luptă spectaculoasă, Dan My Fighting Show. Să fie show, a spus Lătescu înaintea acestei lupte, dacă tot se numește circuitul Dan My Fighting Show. La 20 de ani, Lătescu a ajuns să lupte deja în circuitul K1 și o face cu succes acolo. Va lupta pentru titlul mondial K1 după acest match. A câștigat lupte de o manieră spectaculoasă în Asia. A făcut sparing-uri pe box cu Bogdan Dinu aici la Buzău. Lumea are așteptări mai mari, acum stresul și presiunea sunt la fel mult mai mari. Vreau să fac un meci epic la Buzău, unde mă simt ca acasă, spunea Lătescu înaintea acestei lupte. 2,06 m. A susținut 14 meciuri la profesioniști, a câștigat 11, 5 prin knockout și a pierdut 3. Se antrenează la Shootboxer Moșina, Ostrom, din Poznan, acest uriaș din Polonia. Poland is Adam Milimetru Kosu! 14 lupte disputate de el până acum, 11 victorii, 5 obținute prin knockout, a pierdut de 3 ori, să sperăm că urmează și cea de-a patra frângere. Iată-l și pe Golden Boy Lătescu, 11 victorii, 5 knockout-uri, 2 frângeri pentru el. Da, vine după 2 victorii în Japonia, spune Sorin, 2 victorii obținute împotriva unui iranian, foarte bine cotat acolo, neînvins, după care l-a bătut pe favoritul japonezilor la categoria grea în circuitul K1. Născut și crescut în circuitul Dynamite ca luptător, Lătescu, iată, demontează că se poate. Se naște o poveste de succes și în circuitul K1 pentru el. Da, un circuit reinventat în ultima perioadă. Au revenit japonezii chiar în sălile care au consacrat acest circuit și au avut undeva la peste 50.000 de spectatori la galele importante. Începe lupta, o fie el mare, dar eu sunt mai mic și mai rău, spunea Lătescu. Să vedem cum se va descurca în fața acestui uriaș. Lovește puternic, loc pe interior, încă un low kick trimis de Lătescu. Încearcă uppercut-ul adversarului său, Adam Kosut. Ștefan, Ștefan, cum a trecut acel croșeu de stânga pe lângă nasul lui, parcă i-a șters nasul lui Kosut. Încă un croșeu de stânga am văzut, a mai trimis și acum Zeri Lătescu, Kosut. Să vedem dacă va fi numărat, da, este numărat polonezul. A picat din lovitură și este numărat Cezar Gheorghe, foarte aproape de fază, a văzut foarte bine. Kosut vrea să continue acest meci. Direct în stânga, dreapta, este
S-a terminat meciul, e clar acest lucru. S-a terminat meciul, nu cred că Polonezul se va ridica. N-are cum să mai continue această luptă și dacă continuă la următoarea lovitură, pică de tot. Se ridică Kosut. Nu, nu mai are, a pierdut. L-a pus în cap Ștefan Lătescu. Victorie prin knockout în prima rundă. Fabulos meci făcut de Lătescu. Salută publicul. Super campion prestații de super campion pentru Lătescu în fața acestui uriaș din Polonia. Da, a fost o prestație superbă pentru Lătescu, care nu i-a dat nicio șansă adversarului. Lovituri puternice la capul lui Kosut și iată victorie obținută în prima repriză înainte de limită de Lătescu în această seară la Dynamite Fighting Show. Sunt dedicat visului meu, spunea Lătescu. Are alurea unui unui star în devenire. La 20 de ani are tot viitorul Lătescu. I-a mai revenit zâmbetul pe buze lui Kosut, verificat atent de cei din staful medical, arată că este în regulă, nu a suferit o traumă. Câștigător prin knockout în prima repriză, Ștefan Dodonco! Ascultă spășit decizia uriașul Kosut din Polonia. Victorie prin knockout în prima rundă pentru Ștefan Lătescu. Mă bucur să fim aici la Buzău și să vă că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi. O atmosferă incendiară aici. Mă simt foarte bine. Sincer, după două meciuri în K1 chiar îmi era dor să lupt în România. Vreau să-i mulțumesc promotorului Cătălin Moroșanu mereu pentru șansa oferită să lupt în cea mai puternică promoție din România. Iar acum în premieră vreau să vă anunț pe toți că în luna iulie voi lupta din nou în K1 într-un meci puternic. Curând vom anunța și adversarul. Am nevoie de susținerea voastră. Hai România! Până la următoarea gală, Dynamite Fighting Show! Toate bune din partea organizatorilor, ne întâlnim la sfârșitul lui septembrie, dar până atunci vă așteptăm la After Party în After City! George Vizionă, o seară minunată tuturor!